Inconștiență la volan. Un conducător auto Băcăoana a fost surprins de un alt șofer când conducea pe contrasens un camion încărcat cu lemne. Imaginile au intrat în posesia polițiștilor, care l-au identificat și sancționat. În imagini se vede cum șoferul se deplasează pe autostrada A7, chiar pe sensul opus al drumului. Nu s-a gândit că își pune în pericol viața nu doar pe a lui, ci și pe cea altor participanți la trafic. După ce l-au identificat pe baza imaginilor, polițiștii i-au reținut permisul pentru 120 de zile și l-au sancționat cu o amendă de 1400 de lei. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.